Prezent luni în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, Vasili Căpotecă, senator PNL de Hunedoara, a vorbit despre moțiunea de cenzură depusă de USR Plus și AUR. Acesta a precizat că USR Plus nu cunoaște regulile parlamentare, iar despre moțiunea de cenzură se poate discuta doar după o decizie a Curții Constituționale. Curtea a dat termen pe 15 septembrie guvernului pentru înaintarea contestației legate de procedură, iar celor de la USR Plus și AUR pentru lista de semnături. Este aici este o problemă pe care USR n-a înțeles. Ordinea de zi este stabilită de către cele două, de cameră și de plenul reunit, de BP-urile, birourile permanente din cameră și din Senat, și vin cu o ordine de zi. Acea ordine de zi o votăm. Ei au venit și au încercat, înainte de a vota ordinea de zi, să votăm o altă ordine de zi în care vreau să impună ca săptămâna viitoare să votăm această moțiune. Soluția care a fost din birourile permanente a ieșit la ordinea de zi este că nu putem să facem acest lucru și UDMR-ul a propus și atunci în birourile permanente s-a aprobat, de aia zic, s-a aprobat și cu USR și cu AUR, cu noilor colegi, ca această moțiune să fie dezbătută după ce se pronunță Curtea Constituțională cu privire la acest conflict care s-a evit între guvern și parlament cu privire la procedură și cu privire la semnăturile depuse de către USR și AUR. Vasili Căpotecă, la fel ca și mulți alții, crede că tot scandalul iscat în fosta, de acum, coaliție de guvernământ, este datorat și faptului că toate cele trei partide componente vor avea congrese în curând, la PNL și USR Plus urmând a fi alese și noile conduceri. Toate aceste mișcări care s-au petrecut nu se petrec numai în scena, să zic, parlamentară executivă. Ele țin foarte mult de politică, sunt grevate de ceea ce se întâmplă în interiorul partidelor, adică de faptul că congresul are PNL-ul, care este un congres care a ieșit dinăuntru afară și l-am dus din... Eu știu, totuși, partidul politic este o organizație constituită dintr-un număr de membri și trebuie să se rezolve. Noi am internaționalizat un pic subiectul și am ieșit în public și publicul a început să se exprime. O să discutăm și despre acest congres care va avea O mare problemă are și USR-ul unde Barna și Cuciorul se bat, dar n-au ieșit atât de evident pentru că am ocupat noi spațiul public cu acest congres și trebuie să vă spunem că ceea ce poate nimeni nu știe este că și UDMR are un congres, dar un congres în care nu și-a ales președintele, este un congres, să zicem, liniștit. Senatorul liberal de Hunedoara a declarat că în următoarea perioadă vor avea loc numeroase discuții, atât între partide cât și în interiorul acestora, și a mai menționat că despre componența viitorului guvern se poate discuta doar după data de 1 octombrie. Ceea ce este foarte clar la această oră este că vor fi multe discuții în următoarele 2-3 săptămâni în interiorul partidelor și asta afectează un pic și scena executivă și parlamentară. Mergem înainte, ne vedem de treabă, lucrurile urmând să le discutăm despre ceea ce este în sfera executivă după 1 octombrie, când avem conduceri, să zic, stabile, cu anumite conduceri care vor da orientarea pe 4 ani a partidului. Și e cazul și la PNL și cazul și la USR. Totodată, Vasili Căpotecă a mai subliniat un aspect omis de multă lume, acela că la schimbarea componenței unei alianțe guvernamentale există un termen de 45 de zile în care membrii noului executiv vor trebui votați de Parlament. Este vorba de cele 45 de zile în cazul în care există o prevedere legală în care dacă unul dintre parteneri părăsește guvernarea în speță, cum s-a întâmplat, este și cazul USR, da, guvernul schimbându-și componența, în termen de 45 de zile trebuie să prezinți în Parlament o nouă compoziție a guvernului, care urmează a fi votată. Și de aceea vorbim de acest termen de 45 de zile.
Cum demisiile miniștrilor USR Plus au fost depuse pe data de 7 septembrie, iar de atunci componența coaliției s-a modificat, membrii noului executiv condus de același premier vor trebui să fie votați de Parlament până în data de 22 octombrie.